Bună! Sunt Lucia, vocal coach, specializată în tehnica vocală completă și refacere vocală. Astăzi o să răspund la una dintre întrebările pe care voi mi le puneți frecvent. De ce și cei care își folosesc vocea intensiv în vorbit, cum ar fi cei din public speaking, au nevoie de vocal coach, de tehnică vocală? Răspunsul este simplu. Tehnica vocală este pentru toți cei care își folosesc vocea, indiferent de domeniul în care te afli. Nu trebuie să fii neapărat profesionist pentru a cunoaște tehnica vocală, pentru a cunoaște felul în care aparatul vocal pe care îl avem toți funcționează. A cunoaște tehnica vocală înseamnă să experimentezi cu toate posibilitățile pe care vocea le are. Pentru că aparatul vocal poate să creeze diferite settinguri. Iar fiecare setting pe care aparatul vocal îl creează generează o anumită acustică. Asta înseamnă că putem crea cu vocea intensități diferite. Putem să creăm volum diferit, putem să dăm caracter diferit sunetului pe care îl facem. Caracter strigat, caracter sharp, caracter soft, caracter reținut, pentru că vocea umană poate să producă toate aceste sunete. Imaginează-ți cum ar fi să vii în contact cu un bebeluș. Cu siguranță că vocea pe care o vei folosi va avea un volum redus, o intensitate redusă, poate chiar mai aerată. Oh, ce drăguț ești! Cât ești simpatic! Dar ce se va întâmpla în condițiile în care ești într-o sală mare și va trebui să te faci auzit până în capătul celălalt al sălii, pentru că altfel mesajul nu va ajunge așa cum îți dorești tu să ajungă. Nu vei fi înțeles, nu vei fi auzit. Sau să te afli pe terenul de fotbal și să fii nevoit să strigi: "Ei, toată lumea!" Sau: Sau ce se va întâmpla în condițiile în care ești nevoit să vii sau să cumperi și vrei să fii auzit până la etajul 10 al blocului. Cu siguranță că va ajuta dacă faci sunetul mai ascuțit, mai penetrant, mai tăios. Fiare vechi! De asemenea, poți să lucrezi și cu culoarea sunetului, pentru că aparatul vocal poate să aibă o formă mai largă sau poate să aibă o formă mai îngustă. Și mergând pe legea acusticii, o formă mai largă va genera o culoare a sunetului care va fi mai dark și o formă mai îngustă va genera o culoare a sunetului deschisă. Și toate astea în funcție de felul în care vrei să te exprimi, de felul în care vrei să transmiți mesajul. Deci tehnica vocală oferă soluții, oferă tools pentru a te putea exprima mai eficient. Și nu este nimic mai plăcut decât să-ți cunoști aparatul vocal și să poți să-ți combini toate aceste sunete exact așa cum vrei, fără ca la sfârșitul zilei să te simți obosit sau să rămâi fără voce sau să vrei să strigi, să fii auzit în capătul celălalt al unei săli și vocea să nu te ajute să o faci. Cunoscându-ți posibilitățile pe care vocea le are, vei putea lucra cu acel self-confidence, cu acea încredere de sine, cu acea exprimare eficientă pe care cu toții ne-o dorim. Reușești să creezi o comunicare mai bună, reușești să comunici, reușești să creezi impact. Chiar cred că vorbitul cu impact ține de identitate. Vei reuși să te corelezi, să te conectezi cu cei cu care vii în contact. Tehnica vocală ne ajută să ne controlăm aerul în timpul vorbitului sau în timpul cântatului, lucrând cu diafragma. Tehnica vocală oferă foarte multe soluții, tools, care ne învață să ținem diafragma extinsă, să o contractăm în timpul vorbitului și să o relaxăm doar atunci când fraza s-a terminat, în loc să inspirăm noi atunci când avem senzația că am rămas fără aer sau senzația că ne sufocăm.
Tehnica vocală oferă foarte multe soluții și pentru felul în care stai pe scenă, te afli în fața publicului, deci foarte multe soluții mentale. Eu sper ca prin răspunsul pe care l-am dat la această întrebare să devii, să deveniți curioși și încercând de și să încercați nu de mâine, de astăzi, să experimentați cu vocea voastră, să vă ieșiți din zona de confort și cu siguranță că vom fi mâine mai buni decât astăzi.